Avem film la cinema! Știi toată lumea că avem film la cinema? Știi toată lumea. Salutare, mașiniști! Și Hristos a înviat! Sper că sărbătorile pascale au fost un prilej bun să petreceți momente frumoase alături de cei dragi și de mașini. Știu, unii dintre voi sunteți supărați pe mine pentru că nu am mai publicat filme pe YouTube de ceva vreme. Însă am ceva mai bun pentru voi. Un film la cinematograf. Avem film la cinema! Da, Exces de eleganță, filmul concursului de eleganță 2018, va ajunge pe marile ecrane, la Grand Cinema în Morbăneasa. Avanpremiera va avea loc pe 9 mai, iar biletele au fost puse deja în vânzare. Vă atașez linkul în descriere. În caz că v-ați nimerit întâmplător aici și nu știți cine sunt și despre ce vorbesc, am să vă fac o scurtă descriere a filmului la care eu și echipa mea lucrăm de vreo 9 luni. Adi, ia bagă și tu ca asta cu trailerul. Și acum e timpul pentru o descriere mai pompoasă a filmului. La granița dintre documentar și film narrativ, Exces de eleganță surprinde ediția din 2018 a concursului de eleganță Sinaia, care s-a desfășurat în weekendul 29-30 iunie pe domeniul castelului Peleș. A fost una dintre cele mai dificile ediții ale concursului, vremea capricioasă și evoluția imprevizibilă a programului, testându-le răbdarea tuturor celor implicați. Filmul trece prin mai multe schimbări de perspectivă, de la cea unui narator participant în concurs, la cea unui reporter care urmărește acțiunea din exterior. Am dat o importanță aparte defilării pe covorul roșu, unde cei doi prezentatori ai evenimentului, Alexandru Șeremet și Irinel Marghioala Andrei, spun povești mai puțin cunoscute despre mașinile din concurs. Astfel, au reținut atenția unui public numeros, care a rezistat în ploaie ore întregi în fața castelului Peleș pentru a admira unele dintre cele mai frumoase automobile create vreodată. Frumoase și elegante, bineînțeles. Ok, dar ce este un concurs de eleganță? Cuvântul își are originea în limba franceză, concurs de eleganță, și descrie un eveniment în care sunt expuse și jurizate automobile de epocă. Însă nu orice mașini de epocă, ci așa numitele automobile concurs grade, adică exemplare care trebuie să îndeplinească anumite condiții. În primul rând, trebuie să fie automobile istorice cu carte FIVA, acel atestat de vehicul istoric recunoscut internațional. Aceasta este principala condiție pentru a fi acceptate în concurs. Acolo, un juriu format din specialiști în vehiculele istorice, adică jurnaliști, istoriografi auto, membri ai unor mari cluburi de mașini clasice din întreaga lume și alte persoane cu vaste cunoștințe auto și experiență în domeniu, inspectează mașinile și le evaluează pe baza unui regulament. Sunt punctate aspecte precum originalitatea automobilului, eleganța acestuia, nivelul restaurării sau gradul de conservare, raritatea, povestea exemplarului, ia uite, deja sunt eligibil pentru a face parte din juriu. Concursurile de eleganță sunt un prilej bun pentru ca marii producători să scoată din muzee unele dintre cele mai spectaculoase automobile produse vreodată. La Sinaia, BMW este deja un partener de tradiție, aducând în fiecare an o serie de surprize. Cei care au fost la ediția din 2017 a concursului poate își mai amintesc că la Peleș a fost expus un BMW 328 mAh Roadster, o mașină atât de valoroasă pentru bavarezi, cât este păstrată într-o incintă numită Camera Comorilor. Și că tot am adus vorba, vă las în descriere linkul de la filmul concursului de eleganță Sinaia 2017. Anul acesta, concursul de eleganță Sinaia va avea loc pe 29 iunie. Deja s-au anunțat câteva mașini spectaculoase în concurs, așa că nu mai doresc decât un singur lucru. Vreme însorită. Oricum, o să mai revin cu detalii și cu un buletin meteo actualizat când ne apropiem de data anunțată. Dacă m-ați urmărit până aici, sper că v-ați rezervat deja un loc în sală pe 9 mai. Nu de alta, dar dacă vreți să prindeți un bilet la această proiecție, ar cam trebui să vă grăbiți, pentru că nu au fost puse în vânzare decât 90 de locuri. Și dacă nu sunteți pe deplin convinși, iată încă un motiv. Dacă mergeți la acest film, mă susțineți și în realizarea altor proiecte. Acum, că știu cum se face, vreau să duc și alte povești cu mașini pe marile ecrane.
dar mai întâi să iasă bine aceste proiecții. Lăsând deoparte orice falsă modestie, exces de eleganță are multe momente frumoase, ca acesta. Deci putem să spunem că acesta este cel mai frumos Porsche pe care Mercedes l-a făcut vreodată. Sau acesta. Cine își aduce aminte de filmul Caracatița? Nu prea multă lume. Sau acesta. Gata! Știți unde îl găsiți? Ce? A fost deja urcat pe file list? Filmul urmărește și participarea mea la categoria fabricată în România, unde am obținut un rezultat bun. Chiar așa, ia să văd care dintre voi sunteți fani adevărați și vă mai amintiți astfel de detalii. Pregătiți-vă de concurs! Pun la bătaie 5 invitații la avantpremiera filmului pentru cei care vor răspunde corect la următoarele întrebări. Pe ce loc s-a clasat Săftica la concursul de eleganță Sinaia și cine a câștigat premiul Best of Show în 2018? Vă aștept cu răspunsuri în comentariile de pe YouTube până pe 3 mai, ora 20. Câștigătorii vor fi aleși prin trageri la sorți și vor fi anunțați pe 4 mai, ora 10, atât în secțiunea de comentarii, cât și pe paginile de Facebook și Instagram Mașinistul. Fiecare utilizator are dreptul la un singur vot, așa că nu umblați cu mișmașuri pentru că vă furați singur căciula. Succes! Yay! Mașiniști, ne vedem la film, pentru că voi fi și eu acolo pe 9 mai. Deja mi-am cumpărat bilet. Este o ocazie foarte bună să vă cunosc și eu pe voi și să punem umărul împreună la promovarea culturii auto în România. Și dacă vreți să mă implicați, ați putea începe acum cu un like și un share al acestui vlog ca să afle și alții despre exces de eleganță. Vă mulțumesc, pe data viitoare!